Și Vladimir Ivanovici, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, fiul? Ce se întâmplă în Republica asta? Republica asta. A fost apăsat, a fost maltratat, a fost astea și rezultat. A fost ca ai pată, în alor, și nici nu a făcut asta. Și nu. Ei, Vladimir Ivanovici, sunteți bărbat păr sur la cap și dați și oameni să cine vă, deși n-ați făcut alarmă, deși n-ați chemat cineva, m-a sunat pe mine, pe Voloșul, Severin, și n-ați sunat și n-ați spus, iată, ce se întâmplă, vă presează, vă... Și vineam în ajutor. Când eu sunt presat, de când Renatul vorbit pe Skype atunci, de atunci ești presat. Hai, fii clăret, nu? Hai, ne poți să și în țară. Nu, dar cine, Vladimir Ivanovici? Cine? Drugii noștri? Le voștri și care vrei. Olegul cu Slavic? Da. Obinește. La Partid Democrat sunteți împreună, dar eu spun aici rămâne, vă rog frumos. Eu le am făcut mașină, am luat mașină. Am primar, așa, 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 nu știu ce să spun la Partidul Democrat, ceva de cine, nu știu ce să spun la Partidul Democrat. Asta e samul care copii, ai nepot. Și vă insistați să trec la Partidul Democrat. Nu trec, eu sunt politic, eu nu știu. Am fost numai membru al Partidului Democrat agrar. Eu n-am fost la comuniști nici pe vreme și nici pe vreme. Asta n-a fost niciun partid, n-a fost Partidul Democrat agrar. Când se depus partid de Republica asta, când scriteam Republica Agrară, așa, de că am bilet, am fotografie. Și am fost susținător de pe partidul nostru, care dar n-a fost mie. Că tot se merg la partidul meu, mă întâlnirea pe comunistă și când eram nesmeri. Deci aia a fost. Da, era Băiețcu, da. Dar nu era așa. Vadim Ivanovici, așa o întrebare. Cine i-a dat indicații să publice pe pagina primăriei, pe opus pe site, pe acă 17 consilieri, iese din partidul nostru? Nu știu, Oleg. Oleg, dacă nu lucrează. Dacă nu lucrează, nu-i veci primar. Nu, pagina primăriei. Pagina primăriei a fost. Da, el e pe ieșă. Dar n-are dreptul el, dacă el nu-l scoate din funcție. Eu mă întreabă și el m-a rugat ca să dea voie, ca să plasem la noapte. Eu nu știu. El nu are voie, el e că noi vă rugăm pe viitor să luați decizii cu Igor, cu ăsta care are contract. Oleg mai mult n-are voie să dea indicații, fel dacă nu e angajat la primărie. Nu, el e ca să fie cu Igor. Dar eu cu Igor am vorbit. Noi am vorbit. El a zis că Oleg gestionează și este gestionat drum. Da, gestionează, da. De exemplu, așa am vrut să vă întreb. Dacă, de exemplu, vine publica și declarația ați dat dumneavoastră? Declarația că am trecut la independență. Dar care motiv? Motivul meu personal. Gata, m-a spus. Eu înțeleg altfel, dar ce nu s-a apăsat la alți primari, că tamana aceștia care sunt în jurul lui Slavic și lui Lulie? Da. Noi am analizat. Slavic, consilierii care au ieșit. Tezi la Cătrănec, neamul lui Slavic. Mai departe, consilierii care au ieșit de la Puteni și Năvârneț, al lui Slavic, și alu Daniela Osoianu, care mama ei i-a pus. Primar de la Rispeni. Și nu lu Slavic. Și nu lu Slavic. Da. Primarul de la Bucani, care a avut probleme, am că l-a prins bat la volan și nu știe democrat și i-a făcut poate, hai mă înțelege. Și ultimul pe lesă dumneavoastră, că și am mai straniu și tăt. Deși i-am nimeni nu se niră. Tăt se niră de și dumneavoastră. Cum, joi la congres, joi cu partia, vinere de clăc. Și noi, joi la șeia și brus tăt. Și nimeni nu înțelege, deși... Toți și om și alăiul nostru. Dumneavoastră știți cine... Eu nu, dar știți persoana care e de la democrație, o cunoașteți bine cine e el. Și eu știu el. Cu bâză și. Da. Înțeleg și. Și numele lui cu că? Da, bă, înțeles cine și nu înțeleg cine. Bă! Băbi și nu înțeles și nu. Ce ți-am zis deodată? Eu am gândit că de la Chișinău. Eu am Chișinău.
Eu de Chișinău vorbesc. Iar tăi băbii eu fost cu dânsul. Nu, tăi ai fost mai mult, a fost mai mult. Pe mine de la Chișinău m-a interesat și... Nu, nu interesează ultima fază care a fost. Când a fost ei cândva, Nic, nu interesează. Nu, ultima fază a fost în repede de avenire. Ei, Uli, Oleg... Nu știu cum a fost de acolo. El și la Partid Democrat? Și un dictator a fost. El nu a început ca mă tai să ai probleme. Eu nu am înțeles. Oleg, dar și nu e acolo la Partid. Oleg, cu ei ceva așa se vede. Da, ну, бон, шмать парти. Там ще президент є Владимир Іванович, я є депутатом парламенту. І... Я не знаю, так, було на Косилі здорово. Ну, бон, да мать парти, як ще до сих. Борис, Дон Рус, як я в Славі, колег, ще до мать парти. Як ще. Так, он, я тут не є, індепендент, але я tot în alt fel mai mult la partid. Eu de ce ies, nu spuneți. Dar voi spuneți, puneți dumneavoastră candidatura voastră. Legeți, voi spuneți candidatura voastră. Care? Vă spun, eu nu spun nici eu. Am fost peste prizadnic și am fost săptămâna trecută, la început săptămâna. Nu, 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 la șinant, vineri. Ну, бон, да, мата, când vineri te-ai semnat. А? Vineri te-ai semnat. Да. Și ce e că n-ai semnat la Chișinău? Și, băi, atunci se întâmplă, Коля, minimul impus, mă semnesc. E că ce? Ну, я к сэмбата, Доменика, до узыри. Чи нас анонсат? Ай, приготить свое, ума скузаться, ну чем покрут. Дерьмаш, мотали на инкредере мене. Пойста день кишинел, Олега, Шеладор, директор. Да ши не есть Олег, он узыри. Почти с фамилией. Я скажу, как еще раз вопрос. Сделать сужен спорт. Я узка, мота ку усаты дямгар, ерти, тё, бештели, тё, астяты, уна доля, мота сушки, кусаты, на твоей кухне, ну, сын плачет. Niciodată nu ați vrea să faci, el e închis, mă doc. Când noi și Interpol am dat, vă știți și rusă.